Este o mare binecuvântare și bucurie pentru noi toți să îl avem în mijlocul nostru pe Sfântul Sfințit Mucenic Haralambie, prin icoana sa Relicvar. După cum cunoașteți, Sfântul Sfințit Mucenic Haralambie ocrotește comunitatea noastră euharistică din orașul suedez Kalmar. Și această icoană relicvar am așteptat-o să vină din țară la prăznuirea hramului. Însă a venit tocmai în aceste vremuri de încercare și de cernere, deoarece avem nevoie de ocrotirea și rugăciunea Sfântului Sfințit Mucenic Haralambie, care este prin excelență ocrotitorul tuturor atunci când molimele, epidemiile se abat asupra noastră. Sfântul Sfințit Mucenic Haralambie este supranumit apărătorul celor care se află în boală și în neputință și a celor înfometați. A ocrotit oamenii atunci când ciuma a făcut ravagii în lume. De aceea, el este mai tare decât ciuma, este mai tare decât orice molimă, decât orice epidemie. Iar acum când coronavirusul s-a abătut asupra noastră, trecând oamenii prin atâtea încercări, iată, îi cerem ajutorul Sfântului Sfințit Mucenic Haralambie. Am purtat icoana sa relicvar în comunitățile noastre parohiale din nordul Danemarcei, acum am ajuns la Copenhaga și o voi duce mai departe de-a lungul și de-a latul episcopiei noastre. M-am bucurat nespus de mult că Sfântul Sfințit Mucenic Haralambie a mijlocit împreună cu alți sfinți și pentru însănătoșirea unui copilaș grav bolnav, care duminica trecută se afla în stare de neputință, internat într-unul din spitalele din nordul Danemarcei. Mama împreună cu copilașul au rămas la spital, iar tatăl a venit la liturghie și l-am pomenit toată săptămâna. Mare bucurie am simțit vineri seară la taina Sfântului Maslu, când l-am văzut pe picioarele sale, întrămat, însănătoșit, alături de bunii și credincioșii săi părinți. Am lăcrimat de bucurie atunci când am intrat în biserică și l-am văzut pe copilașul Justin, de doar 6 anișori, plin de putere și entuziasm, mulțumind preamilostivului Dumnezeu pentru că l-a scos din neputință. Sfântul Sfințit Mucenic Haralambie ne ocrotește și ne ajută, de aceea este o mare binecuvântare să ne închinăm acum la finalul liturghiei, la fragmentul din moaștele sale așezat în icoana sa. Icoana de acum înainte se va păstra la Centrul Episcopal din Stockholm și o să-i cerem în continuare ajutorul să ne ocrotească și să ne tămăduiască de toate bolile sufletești și trupești. Prea iubiții mei, ne temem de coronavirus, însă ar trebui să ne temem și mai mult de virus și păcatelor și fără de legilor. Ne temem că lumea va intra în carantină, însă ar trebui să ne temem și mai mult să nu intrăm în carantină spirituală. Desigur, respectăm normele și regulile care se impun pentru igiena sanitară, însă trebuie să păstrăm rânduielile în biserică pentru igiena duhovnicească.
Așa este. Închiderea bisericilor este o idee nerușinată și vicleană. În vremurile de încercare trebuie să strângem rândurile. În vremurile de încercare trebuie să ne întărim și mai mult în credință. În vremurile de încercare trebuie să fim alături unii de alții, purtându-ne poverile unii altora. În vremurile de încercare, iată, trebuie să punem început bun. Epidemia și alte încercări sunt prilejuri de pocăință, sunt prilejuri de întărire în credință, sunt prilejuri de strângere a rândurilor, sunt prilejuri în care trebuie să ne umplem și mai mult de Hristos și să ne împărtășim de plin cu El din potirul vieții, fiindcă, așa cum ne încredințează Sfinții Părinții ai Bisericii, Euharistia sau împărtășania este medicamentul nemuririi. Orice s-ar întâmpla cu noi, suntem împreună în Hristos și în biserică, iar noi, păstorii, vă suntem alături. Vă slujim și vă încurajăm și nu vă abandonăm. Vă suntem alături după modelul bunului păstor, care își pune viața pentru oile sale cuvântătoare. Și noi, păstorii care vă slujim și vă iubim atât de mult, vă suntem alături și ne punem sufletul, ne punem viața pentru dumneavoastră în aceste locuri îndepărtate de casă. Așadar, nu trebuie să ne descurajăm, trebuie să mergem cu credință înainte, fiindcă diavolul dezbinătorul asta dorește, să ne îndepărteze de Dumnezeu și să ne lipsească de El, să ne despartă de comuniunea sfinților și a bisericii. Să nu fie asta. Să stăm bine, să stăm cu frică și cu cutremur, să înmulțim rugăciunea. De aceea vă recomand să citiți în fiecare zi, pe lângă psalmii lui David din Psaltire, și acatistul către preadulcel Iisus pentru vindecare de boală. Acest acatist l-am trecut în noua carte de rugăciune Episcopiei Europei de Nord. Vă mărturisesc cu sinceritate că i-am îndemnat și pe părinții copilașului bolnav să citească din aceeași carte de rugăciune Episcopiei noastre Europei de Nord canonul de rugăciune pentru vindecarea copilului bolnav. Și l-au citit cu multă osârdie, cu multă credință și iată, copilașul s-a făcut bine. Și l-au adus și la biserică, la taina Sfântului Maslu, vineri seara, nu venea să cred. Când i-am văzut împreună cu copilașul, care era în stare foarte gravă, internat cu câteva zile în urmă în spital. Așadar, prea iubiții mei, credința toate le trece și le învinge. Însă, pe lângă credință trebuie să avem și dragoste și nădejde. Celui ce crede toate îi sunt cu putință, celui ce iubește toate îi se limpezesc, fiindcă iată trăim în aceste vremuri ale dezbinării în care dragostea dintre noi începe să se răcească. Să nu se răcească dragostea dintre noi. Să nu se întâmple acest lucru. Să ne iubim unii pe alții ca într-un gând să-L mărturisim pe Hristos, bucuria, pacea și mântuirea sufletelor noastre, doctorul sufletelor și trupurilor noastre. Acum, pentru a vă încuraja și mai mult și a vă alina, doresc să vă citesc trei rugăciuni, o rugăciune de dezlegare, de păcate, o altă rugăciune pentru tămăduire și apoi la final
o rugăciune de binecuvântare și vă rog să rostiți după fiecare binecuvântare amin. Adică așa să fie. În traducerea din ebraică, amin înseamnă așa să fie. De aceea vă rog, împreună cu copilașii care gânguresc, care se roagă, iată, îi auzim cât de minunat gânguresc și strigă către Domnul, aceasta este rugăciunea lor, acestor prunci minunați. Fiindcă ne spune Domnul în Scriptură, din gura pruncilor și a celor ce sug, ai săvârșit laudă. Când gângurești și strigă copiii acum în biserică, mă bucur nespus că ei se roagă împreună cu noi și aduc slavă prea milostivului Dumnezeu, aduc osanale împreună cu îngerii. Se roagă cu și mai mult osârde decât noi. Iată, s-a făcut liniște, vedeți? Îmi confirmă copilașii acest lucru. De aceea vă rog să poftiți acum sub omofor și să vă citesc cele trei rugăciuni de dezlegare și apoi împreună cu cei mici să ne împărtășim cu trupul și sângele Mântuitorului Iisus Hristos spre iertarea păcatelor și dobândirea vieții veșnice. Amin. Domnului să ne rugăm. Luați omoforul. Stăpâne Doamne Dumnezeu, născut Fiule și cuvântul Tatălui, care rupt toată legătura păcatelor noastre prin pătimirea Ta și ai suflat în fețele apostolilor Tăi și ai zis, luați Duh Sfânt, cărora veți ierta păcatele, se vor ierta lor și cărora le veți ține ținute vor fi. Tu, Stăpâne, prin Sfinții Tăi apostoli, ai dăruit episcopilor și preoților care slujesc cele sfinte în Sfântă Biserica Ta, să ierte păcatele pe pământ și să lege și să dezlege toată legătura nedreptății. Deși acum te rugăm pentru frații noștri și surorile noastre care stau înaintea Ta, dă-le lor mila Ta, rupele legătura jurământului și a blestemului cu care s-au legat și orice au vorbit din neștiință sau din nebăgare de seamă sau din slăbiciune sufletească au lucrat, Cel ce știe neputință omenească, Tu ca un iubitor de oameni și bun stăpân, toate păcatele, cele de voi și cele fără de voi, iartă-le. Cel ce dezlegi pe cei legați, cel ce ridici pe cei căzuți, nădejdea celor desnădăjduiți, odihna celor osteniți, slobozește și pe robii Tăi aceștia din legătura păcatelor lor, că s-a proslăvit preasfânt numele Tău, împreună cu al Părintului Tău celui fără de început și cu al preasfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Domnului, ne rugăm. Dumnezeule, Cel ce singur ai puterea a ierta păcatele, a mântui sufletele și a vindeca trupurile, chemăm bunătatea Ta și te rugăm, arată și acum mila Ta spre robii Tăi aceștia care suferă din pricina bolii. Vindecă-i prin cuvântul Tău cel fără de moarte, preschimbându-le slăbiciunea în putere, împuținarea de suflet în mângâiere, că Tu ești Dumnezeul nostru care pedepsești iarăși vindeci, care cerți și nu omori, Cel ce pe toate le faci spre folosul vieții noastre. De aceea, Doamne, izbăvește pe robii Tăi aceștia de orice blestem, de orice patimă, de orice bubă, de orice rană, de orice durere, dezlegându-i de păcate, iar răul scoate-l din sufletele și din trupurile lor, și anume, din cap, ziceți, amin, din creier, amin, din nervi, amin, din ochi, din nas, din gură, din urechi, din dinți, din măsele, din gât, din brațe, din spate, din piept, din inimă, din plămâni, din stomac, din ficat, din rinichi, din colon, din pancreas, din intestine, din măruntaie, din mâini, din picioare, din oase, din mușchi, din măduvă, din sânge, din degete, din unghii și din toate mădularele lor. Și fă-i grabnic sănătoși și ține-i sănătoși și harni și cuminți și credincioși. Iar eu, smeritul arhiereu, mă rog marelui Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, prea curatei sale Maici și pururea Fecioare Maria, tuturor puterilor cerești și tuturor sfinților, să-i facă de plin sănătoși pe robii lui Dumnezeu aceștia,
care sunt pecetuliți și botezați, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Domnul Dumnezeu prea milostivul să vă miluiască, Domnul Iisus Hristos să vă plinească toate cererile bune, Domnul cel puternic să vă izbăvească, Domnul să vă învețe pe voi, Domnul să vă înțelepțească, Domnul să vă ajute, Domnul să vă mântuiască, Domnul să vă apere, Domnul să vă păzească, Domnul să vă curețe, Domnul să vă umple de bucurie dovnicească, Domnul să vă fie sprijinitor sufletului și trupului vostru, Domnul ca un bun milostiv și iubitor de oameni să vă dea iertare de păcate, Domnul Dumnezeu Hristos, la ziua judecății, să miluiască, Domnul să vă dăruiască credință, dragoste, nădejde, pace, blândețe, smerenie, inimă curată și să vă dezlege de toate legăturile păcatelor și ale demonilor. Maica Domnului să vă acopere cu acoperământul ei cel luminos. Îngerul Domnului să vă căluzească pașii spre tot lucrul cel bun. Să vă ferească de toată ispita diavolească, de toți vrăjmașii văzuți și nevăzuți și de toată întâmplarea cea rea. Domnul Dumnezeu Iisus Hristos, la sfârșitul vieții să vă rânduiască un colțișor de rai în împărăția sa, că lui se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea, împreună și Părintului Său celui fără de început, și Preasfântului și Bunului, și de viață Făcătorului Său Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.